La întâlnirea de lucru de la Alba Iulia, președinților de regiune, zone și cluburi Lions din zona Centru și V1, pe lângă raportul activităților și prezentarea de noi proiecte, s-a vorbit și despre o premieră medicală. Inițiatori fiind, încă de acum 3 ani, cluburile Decan, Curtea Veche și Phoenix din București. Este vorba despre prima bancă Lions de cornee din România. O inițiativă care a început acum 3 ani. Alături de prietenii de la Curtea Veche și Phoenix, am avut un gând și un vis. L-am discutat cu medici oftalmologi din district, l-am tot discutat și am zis hai să trecem la fapte. Și iată că după 3 ani, faptele s-ar putea să devină visul să devină realitate. Este vorba de prima bancă de cornee Lions din România. Este un proiect extrem de ambițios. Am făcut demersuri pe lângă Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Am aici în mână o scrisoare care a fost adresată guvernatorul nostru, Marin Florin Ilieș. Este dovada formală că Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice ne cere sprijinul în organizarea primei bănci de cornee Lions în România. Ce s-a făcut, o să vă spicuiesc de aici, au fost informați, au fost cu ajutorul cluburilor din București pe care le-am nominalizat, medici din spital împreună cu managerul spitalului, au fost duși în vizită la Genova, la prietenii italieni, acum 3 ani, care dețin banca de cornee Melvin Jones din Genova. Au avut acolo un schimb de experiență și au preluat informații. S-a discutat la Agenția Națională de Transplant în mai multe rânduri vis-a-vis de organizarea acestei entități. S-a obținut deja de la Consiliul General al Municipiului București aprobarea pentru spațiu, pentru că spațiu nu ne-am dorit să fie în altă parte decât în cadrul unității spitalicești și este la ultimul etaj al spitalului din piața la Hovar din București, aprobat de Consiliul General, pentru că spațiul aparține primăriei. Deci am venit în fața dumneavoastră, a voastră, dragi prieteni, cu multe probleme rezolvate. Este un proiect extrem de dificil, din foarte multe puncte de vedere. Da. Atât ca aprobări, certificări, personal specializat și așa mai departe, inclusiv cerința din legea noastră care spune că o bancă de cornee nu poate fi organizată decât dacă în personalul specializat există un medic care are 2 ani de experiență într-o bancă de cornee. În România nu există bănci de cornee. Deci cum faci asta? O să avem. Vine din Italia, o să semnezi un contract de colaborare pe 1 euro pentru că este Lions, un medic de la Banca de Cornee din Italia. De asemenea, avem suportul Băncii de Cornee din Düsseldorf, tot Lions, și am extins cererea către Statele Unite prin Lori Sheehan, am rugat-o și ne va asigura contactul cu o bancă din Pennsylvania pentru know-how pentru toată povestea asta. Pentru a duce la bun sfârșit proiectul, iar prima bancă Lions de cornee din România să devină funcțională, se va angaja un credit necesar achiziționării de aparatură performantă.